este loc la cruce. Și pentru tine, dragul meu, și pentru tine la Golgota, muri Fiul lui Dumnezeu. Te cheamă glasul lui Hristos. Poate ne urmărești pe internet în seara aceasta și Domnul îți vorbește. În momentele acestea. Dacă ești în locul acesta și poate ți-ai pus întrebarea ce să faci cu viața ta, vreau să spun că Domnul vrea să se ocupe special de tine. Vreau să spun că Dumnezeu în dragoste te cheamă astăzi pentru că vrea să te ajute. Că au fost momente în viața ta când te-ai simțit singur sau singură și n-ai știut încotro să mergi. În seara aceasta Domnul vrea să-ți redirecționeze traseul vieții tale. Dacă ești în locul acesta și aștept un răspuns de la Domnul, este seara în care Domnul vrea să-ți vorbească. Încă mai este loc la cruce, am cântat și pentru tine. Poate ești pe internet și ți-ai pus întrebări în săptămâna care a trecut. Este seara în care Domnul de aici, din Biserica Betleem, îți trimite un mesaj și spune de aici că te iubește, te iartă, vrea să te ridice, vrea să te elibereze, vrea să te restaureze. Vreau să facem o rugăciune în Biserica Betleem care să te prezențe după masa aceasta aici. Să venim cu viața noastră, cu starea noastră și dacă cineva are nevoie de sprijin în rugăciune, în timpul rugăciunii să nu-ți fie greu să ridici o mână, pentru că Domnul oricum te cunoaște, oricum îți cunoaște inima, viața, trăirea, oricum îți cunoaște Domnul întrebările cu care vii înaintea Lui, dar fie mărturia aceasta înaintea Lui printr-o ridicare de mână să spui, Doamne, sunt aici! Și vreau să mă ajuți, vreau să intervii în viața mea, pentru că vreau cu biserica să te ajutăm, să te sprijinim în rugăciune.
Haideți cu toții să intrăm în această rugăciune de mijlocire unii pentru alții, pentru noi, ceea ce Domnul vă pune pe inimă. Haideți să ne intrăm în această rugăciune. Da, Tată, aleluia. Stăm înaintea Ta, Doamne, și Tu ești cu noi aici. Proclamăm, Doamne, Duh de cercetare. Tu privești spre noi după masa aceasta. Sângele Tău are putere. Știu, Doamne, că încă planurile Tale sunt planuri mari cu viața noastră. Planurile Tale sunt planuri mari pentru veșnicia care ne așteaptă. Și vrei ca niciunul să nu piară, ci toți să aibă viață în Tine, o viață veșnică. De aceea îți mulțumesc pentru sângele care încă curge, care încă spală, care încă curățește, care încă vrea să restaureze. O, dragostea Ta, o Tată atât de mare! Doamne, mă rog pentru mâinile care sunt ridicate înaintea Ta în momentul acesta. Doamne, Tu care știi și cunoști, mă rog, ocupă-te într-un mod special. Doamne, spune Tu un cuvânt de pace. Spune Tu un cuvânt de iubire. Spune Tu un cuvânt de împărbătare după masa aceasta, de iertare. Poate sunt lucruri pe care le-am făcut înaintea Ta în săptămâna aceasta, în săptămânile care au trecut. Dar, Doamne, am ne bucurat de ceea ce Tu în vremea aceasta ai lăsat între noi să ne bucurăm, să sărbătorim învierea din morți a Fiului Tău, dăruindu-ne o viață nouă, o viață veșnică, cu Tine și în Tine, Tată. De aceea, mă rog, ocupă-te Tu în seara aceasta. Stăm la dispoziția Ta, stăm înaintea Ta, Doamne, și Te rugăm, Te rugăm, Doamne, spune-Te un cuvânt. Știu că ai toată puterea în cer și pe pământ. De aceea stăm înaintea Ta, Doamne, stăm înaintea Ta. Îți mulțumim, Tată, îți mulțumim. Îți mulțumim. Haideți în timpul în care vom mai lăuda pe Domnul cu o cântare, mai facem un gest în seara aceasta, înainte de a avea această părtășie împreună cu fratele George. Îl binecuvântăm pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. O facem cu toată inima, cu toată dragostea, pentru tot ce a făcut El pentru noi. Merită să-L binecuvântăm pe El. Cântăm, îl binecuvântăm pe Domnul și apoi vom continua. Aleluia! Iisus între pământ, nume puternic și măreț, plin de glorie și sfânt, în El s-o salva. Iisus e Rege, venind de laudă, tot peste toate. Prin Său nume biruit, prin El victoria primit. Ce nume minunat, Iisus e Rege, vreni de laudă, Domn peste toate, nimeni nu este ca El. Iisus e mare, sfânt și înălțat, Alfa, Iisus e Rege, vreni de laudă, Domn peste toate, nimeni nu este ca El. Iisus e mare,
Alfa Omega, nimeni nu este ca El. El e Domnul vieții înălțat, prin moarte mare scumpărat, fie lăudat. Orice genunchi se va pleca, de aceea veșnic vom cânta, Iisus Hristos e tot, Iisus e Rege, vrednic de laudă, tot peste toate, nimeni nu este ca El. Iisus e mare, sfânt și înălțat, Alfa Omega, nimeni nu este ca El. Iisus e Rege, Iisus e Rege, vrednic de laudă, tot peste toate, nimeni nu este ca El. De acord că nimeni nu este ca Domnul, până când tinerii pregătesc puțin în față, haideți să ocupăm locurile și vreau să ne pregătim pentru a asculta mărturii din viața fotbalistică, le-am zis eu, și înainte de a avea asculta mărturile pe care Domnul le-a pregătit prin fratele George, vreau să fac anunțurile pentru timpul care ne stă înainte. Următoarea întâlnire în locul acesta va fi miercuri seara, avem întâlnirea surorilor de la orele 19. Apoi slujba de peste săptămână de joi seara, care o avem începând cu orele 20, la orele 8, pentru că ziua se mărește și vreau ca să nu avem motive că nu putem ajunge la părtășie în casa Domnului. De aceea, cu bucurie, la orele 20, începând de săptămâna aceasta, venim la părtășie în locul acesta. Duminica viitoare, din nou, la orele 10, apoi și orele 18 după masă. În momentele următoare, frate George, te invit să vii împreună cu mine aici în față pentru a sta de vorbă, pentru a avea câteva gânduri. Știu că Domnul este bun, fii binecuvântat, haide să ocupăm un scaun aici, să ocupăm un loc. Este pentru prima dată când o facem în felul acesta în Biserica Betlehem, pentru că vreau să facem și altfel. Dacă tot avem o mărturie, dacă tot avem câteva cuvinte frumoase, de ce să nu stăm și noi jos? Dacă voi stați jos, să stăm și noi jos împreună cu voi. Și cred că nu este păcat. Sau? Nu este. Bine. În primul rând, aș vrea, George, să îi mulțumesc în primul rând Domnului pentru că ne-am cunoscut. Să-i mulțumesc Domnului pentru că a pregătit această zi să fim împreună la un timp de părtășie. Sincer să fiu, nu m-am gândit când te vedeam cu numărul 10 Național României, când te vedeam la Cluj, când te vedeam la alte echipe la care ai jucat prin străinătate, pentru că noi care am jucat fotbal suntem preocupați de fotbaliști. Mai ales, nu e așa, când auzim că un jucător din România ajunge să joace în străinătate, suntem cu ochii după ei, vedem, ne mai spune presa pe unde ajung și eram cumva, îl urmăream pe George, unul dintre fotbaliștii României, pe unde mai joacă și mă bucuram când auzeam lucruri bune despre George și nu m-aș fi gândit niciodată că într-o zi ca și astăzi vom sta față în față, în fața Bisericii Betleem, a celor care ne urmăresc pe internet, și vorbim despre ceva. Vorbim despre fotbal, pentru că a fost o etapă a vieții noastre, dar vorbim despre cineva care merită să vorbim despre el. Domnul vieții noastre, lăudați să fie Domnul! Aleluia! Slăviți să fie Domnul! George, câteva cuvinte de început aș vrea despre tine, despre familia ta, copii, știu că ești căsătorit, aveți 3 copilași, urmează să vină al 4-lea. Da, Daniel, îți mulțumesc în primul rând pentru invitație. Vreau să binecuvântez și eu Biserica Betleem din Alești. Mă bucur că suntem frați în Hristos, în primul rând, slăvit să fie Domnul. Și
așa cum ziceai tu, în urmă cu multă vreme, atunci când încă evoluam ca și fotbalist profesionist, prin străinătate sau pe la Naționala României, nici eu nu m-aș fi gândit niciodată de transformarea care se va produce în viața mea. Cum ne place nouă creștinilor să zicem, Domnul-i bun, a lucrat foarte frumos, foarte blând în viața mea și am ajuns să îl cunosc personal. Și înainte să vă mărturisesc despre asta, aș vrea să, într-adevăr, să mă prezint. Sunt din Cluj, am 38 de ani, mulțumesc la fel. Am 3 copii de 10, 8 și 6 și, într-adevăr, al patrulea este pe drum. Soția mea din Chișinău, am cunoscut-o în 2008, în 2006, în perioada în care jucam acolo. A fost primul meu transfer la Șerif Tiraspol. Am plecat de la Universitatea Cluj când aveam 20 de ani. Ulterior am mai jucat prin 7 țări diferite. Am trecut, într-adevăr, și pe la echipa națională a României, unde sunt recunoscut ca fiind cel mai slab număr 10 din istoria naționalei. Nu e adevărat. Așa consideră, modestia lui George o spune asta. Așa consideră criticii. Criticii consideră tot pe invers. Dar cel mai mult mi-a plăcut un frate creștin când mi-a zis: George, te-ai transferat din Naționala lui Lucescu în Naționala lui Dumnezeu. Wow. Ce îndemn frumos! Merită! Să fie să fie numele Domnului. Știi la ce mă gândeam când vorbea papi despre momentul acela când eu m-am retras de la FC Bihor? Într-adevăr, era în 1993, în momentul acela, și cum spunea papi, aveam și eu variante să ajung, chiar discuta FC Brașov să mă transfere în momentul acela, Constanța vrea și ei. Era o perioadă când la Bihor era critică și echipa era mai critic un pic și aveam șansele mele și eu să ajung fotbalist. Și știi, există un moment în viața noastră când Dumnezeu, El, schimbă cursul vieții noastre. Când Dumnezeu ne vorbește. Și papi nu știe și echipa de la care au colegi la FC Bihor atunci n-au știut, pentru că eu, într-adevăr, marțea mi-am luat ghetele de fotbal, mi-am luat echipamentul, le-am salutat și am spus că plec. Și au rămas toți cu gura căscată pentru că un tânăr fotbalist care se retrage. Nu au înțeles nimeni. Dar vreau să vă spun că atunci Dumnezeu mi-a vorbit înainte cu ceva timp, înainte de a mă căsători, și dacă vreți, nu este timp acum, Domnul mi-a vorbit într-un mod special, poate mai spus în locul acesta, Ieremia 29, 11, 12 și 13. A urmat că sunt timpul care ne prindea de căsătorie și m-am retras din fotbal pentru că am vrut să slujesc pe Domnul, neștiind că astăzi vom fi aici. Lăudați să fie, așa lucrează Dumnezeu. Domnul vorbește într-un fel, în altul, noi să numai să-i auzim vocea. Pentru că gândurile Lui sunt gânduri de și nu de. De ce? Ca să vă dau un viitor și o nădejde. George, aș vrea să trecem mai departe și eu mi-am notat câteva lucruri aici despre care am vrea să vorbim. Spune-ne ceva despre copilărie. Ai avut o copilărie frumoasă și știu că la un moment dat s-a întâmplat ceva în jurul anilor 16 ani. Hai, spune-ne tu ce s-a întâmplat. Da, am copilărit la Cluj. Am fost părtaș al generației cu cheia la gât. Părinții mei lucrau ambii și ne lăsau pe noi copiii acasă cu cheia la gât și puteam să hoinărim de dimineața până seara pe toate coclaurile. Am fost un copil destul de energic, năzbătios, aș spune, și mi-am petrecut mare parte din vacanțele după ce am început școala la țară. La fel, tot din cauza că părinții noștri lucrau foarte mult și ne lăsau la bunici. Și îmi aduc aminte foarte clar cum, fiind o familie normală, o familie săracă din România, nu aveam tricouri cu numere, dar îmi plăcea foarte mult fotbalul și la un moment dat aveam un tricou pe care mi-am scris cu pixul
numărul 10 și Gheorghe Hagi. Hagi, de fapt, mi-am scris, era perioada aia a generației de aur, exact ce zicea și fratele Papi, și ne strigam pe nume și pe mine toți mă porecleau Hagi. Dar având conștiința aia pură de copil, eu chiar mă vedeam la echipa naționalei a României cu numărul 10. Și am ajuns la echipa națională a României și am ajuns să port numărul 10 pe tricou, deși eu sunt un mijlocaș cu profil mai mult defensiv. N-a fost neapărat numărul meu, numărul 10. Dar exact cum zice Iisus Hristos, lăsați copiii să vină la mine, că a unora ca ei este împărăția cerurilor. La ce se referă Iisus Hristos când zice asta? La conștiința noastră pură. Deci, practic, Iisus Hristos ne compară pe noi creștinii cu niște copii. Să fim copii în conștiință, să avem credința aia pură. Cum sunt copiii? Sunt naivi, sunt creduli. Așa trebuie să fim și noi atunci când citim cuvântul. Naivi și creduli. Amin, amin. Și tot ceea ce ne zice cuvântul, să credem că așa este. Că așa este. Amin. Și așa este. Aleluia. Și de-a lungul copilăriei am simțit de foarte multe ori protecția lui Dumnezeu în viața mea, dar nu o luam neapărat ca și venită de la Dumnezeu, pentru că mă mai duceam cu bunicile pe la biserică, mai furam lumânări din biserică, băiat năzbâtios, da. Nu vedeam neapărat în Dumnezeu o protecție. Știam că este, știam că e Dumnezeu bunicilor, că îi mai vedeam pe ei că se roagă din când în când, adică ei se rugau mereu, da. Mai ziceam și noi câte un Tatăl nostru, din când în când, așa. Și mi-aduc acum aminte, de fapt, prin câte încercări am trecut și din câte momente m-a salvat Dumnezeu, fiind un copil așa de energic. Mi-aduc aminte, locuiam la etajul 4 a unui bloc cu 8 etaje și mă plimbam pe jos, pe balustrada de la ultimul etaj, sau stăteam la etajul 4 pe balustrada de la geamul de la bucătărie și vorbeam cu băieții de jos. Și mie mi se părea foarte normal să stau. Stăteam așa exact cum stau pe un scaun, cu picioarele afară. Și mă gândesc acum cât de inconștient eram în perioada aia. Ne băteam cu pietre în fața blocului. La un moment dat, unul dintre prietenii de la bloc era sulițaș, făcea atletism și arunca cu sulița. Deci avea o forță în mână și a aruncat cu o sticlă, cu un fund de sticlă, un ciop de sticlă. Și m-a lovit în zona ochiului, în pomete, aici. Și vă spun sincer că abia astăzi mi-am adus, când mă gândeam să-mi pregătesc puțin mărturia pe care o să am aici, abia astăzi mi-am adus aminte de momentul ăla, cât de aproape eram să-mi scoat ochiul sau putea să se întâmple ceva mult mai rău. Dar știți ceva? Mi-am adus aminte de momentul ăla, dar eu nici măcar cicatrice nu mai am. Deci, revăzând acel moment și parcă dacă stau și închid puțin ochii, văd sticla cum vine spre mine și n-am timp să mă feresc. Dar nici măcar cicatrice nu mai am. Mâna Domnului a lucrat și m-a protejat. Mi-a curs sânge mult, țin minte. Am avut un moment în care am simțit că parcă un înger m-a luat în brațe și m-a dus la spital. Alergam, ne jucam de hoții și polițiștii prin fața blocului și la un moment dat, trecând pe lângă niște bărăci, s-au luat o haită de câini din ăștia sălbatici după mine și de frică mă uitam în spate și fugeam cât puteam, dar mereu eram cu ochii în spate să văd dacă nu mă ajung. Și la un moment dat, eram ca în denălțimea asta, nu mai țin minte ce vârstă aveam, era un fier în formă de triunghi, era oarecum un gard.
Și am trecut pe sub gard, dar mi-era până aici gardul. Și în viteză maximă am dat un cap, parcă mi s-au dus picioarele așa în sus și am căzut pe spate, era și o baltă jos. Și am simțit cum dintr-o dată sânge ceva cald așa peste tot pe fața mea. Niciunul dintre prietenii mei nu erau în preajmă. Au venit câinii pe lângă mine, m-au mirosit și au plecat. Și un adult care din întâmplare se afla prin zona aia, m-a luat și m-a dus la spitalul de recuperare. Poate știu unde e spitalul de recuperare din Cluj. M-a dus în brațe, atâta mai țin minte, că am ajuns acolo, m-au cusut și țin minte că m-am trezit acasă, când a venit maică-mea de la lucru, am început să plâng. I-am spus că îmi pare rău că mi-am spart capul. Eram cusut, am început să plâng. Mi-era frică să nu mă bată și mama că mi-am spart capul. Da, dar unul dintre momentele, într-adevăr, mai speciale din viața mea s-a întâmplat la vârsta de 16 ani, când deja făceam parte dintr-o bandă de cartier cu prietenii de la blocul unde am crescut sau de la blocurile unde am crescut. Și țin minte că era o perioadă în care agresivitatea era foarte puternic promovată. Atât la televizor, cât și prin muzică. Era perioada aia în care BUG Mafia era o formație foarte ascultată și se promova un stil din ăsta de viață, de găști, de benzi, de cartier, de bătăi între benzile de cartier. Și ții minte că într-o seară eram afară, mai mulți adunați, 15-20 de puștani, adolescenți, și au venit trei studenți, se duceau și ei se plimbau, săracii, n-aveau nicio treabă cu noi, se plimbau, mergeau spre căminele din observator și ne-am luat la harță cu ei și i-am bătut într-un așa hal încât au avut nevoie de 30, 40, 50 de zile de spitalizare în perioada aia. Ulterior am fost prinși și bineînțeles că ne-au dus la judecată și la vârsta de 16 ani, când deja eu semnasem primul meu contract de fotbalist profesionist, la 16 ani am și debutat la Universitatea Cluj, aveam deja salar, câștigam cât câștiga mama la fabrică, puteam să-mi ratez toată cariera din cauza acestei întâmplări. Am fost duși la judecătorie și am avut noroc cu părinții noștri pentru că au acceptat să le ofere o sumă foarte mare de bani acelor tineri să renunțe la plângerile împotriva noastră și am scăpat oarecum nepedepsiți de către justiție. Dar în acea seară, când am ajuns acasă, tatăl meu mi-a pregătit valiza cu tot ce aveam, mi-a pus-o la ușă și mi-a zis: George, ești prea mare să te mai bat, ești un flăcău puternic acum, mi-e frică să nu-mi dai tu înapoi. Te-am crescut până acum, ți-am oferit din puținul pe care l-am avut, ți-am dat tot, te-am sprijinit să faci fotbal. Eram bun și la școală, eram bun și la fotbal și mi-a zis: dacă tu vrei să te înhăitezi cu oameni care nu o să facă niciodată nimic în viață, care n-au niciun viitor, poți să faci asta. Ai valiza și de azi nu ne mai cunoaștem. Dacă vrei, eu îți asigur sprijinul meu în continuare, ca și părinte, ca și tată. Rămâi acasă și din puținul pe care l-am, continui să te sprijin. Și fă școală și fă fotbal, pentru că astea pot să-ți aducă un viitor. Și atunci am simțit pentru prima dată dragostea de tată, dar de când l-am cunoscut pe Iisus, am simțit-o într-un mod mult mai puternic. A fost dragostea de tată pământesc aceea, în care el a încercat să mă protejeze de
lucrurile negative care mi se puteau întâmpla în cazul în care o luam pe căi greșite. Și n-a făcut-o prin amenințări, n-a făcut-o prin bătăi, n-a făcut-o prin țipete, a făcut-o foarte blând, explicându-mi consecințele care ar putea să mi se întâmple și mă bucur că am ales calea de a rămâne acasă și de a continua fotbalul, pentru că slavă Domnului, chiar am fost binecuvântat cu o carieră foarte frumoasă. Am jucat 20 de ani la nivel de seniori, fotbaliști profesioniști și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. N-am avut niciodată accidentări grave și acolo am simțit mereu mâna lui Dumnezeu, protecția lui asupra mea și sunt convins că Dumnezeu nu a vrut să oarecum să îmi ofere mie un tratament special față de ce le-a oferit altora. Nu, eu sunt convins că tot ce a făcut El în viața mea a făcut ca eu să pot să ajung astăzi să-L mărturisesc pe El și să mărturisesc că toată gloria este a Lui pentru tot ceea ce s-a întâmplat în viața mea. Vreau să intervin puțin aici. Mi-am adus aminte de o mărturie a unei persoane, un om de bine, cu bani mulți, și spunea el acolo și titlul mărturiei era: m-am întors la Domnul în belșug. Spunea el, m-am întors la Domnul în belșug. Și mă gândeam ce har să ai și ce binecuvântare de la Domnul să-i auzi vocea și să faci alegerile bune. Mă gândeam la fiul risipitor. Cam așa cumva s-a întâmplat și acolo cam cu George, cum s-a întâmplat cu George. Alegând, ce faci? Rămâi sau pleci? Dacă plecai cu valiza, astăzi nu știu unde erai. Dar ai ales să rămâi în binecuvântare. Ce ofertă poate să mai facă Domnul și astăzi oamenilor ca să rămână în binecuvântare? Pentru că cu durere, cei mai mulți se întorc la Domnul din vale, din valuri, din furtuni, din tot felul de situații și eu îi mulțumesc Domnului pentru tine și pentru viața ta. Hai să trecem mai departe. Momentul când ai început să-L cauți pe Domnul, dacă ți-aduci aminte de acel moment când ai avut prima dată, ai auzit de Dumnezeu. Acum știu că fratele Vasile este aici, el a fost mijlocitorul principal care a început să spună despre Domnul, pentru că am auzit mărturia care mi-a spus-o înainte de slujbă. Hai să ne spui câteva cuvinte despre primul moment, primele revelații care le-ai avut cu Domnul. Mai avem timp? E lungă povestea. Aveam deja 29-30 de ani, 2014, și trebuia să semnez cel mai important contract din viața mea la Dinamo Moscova. Din punct de vedere financiar, foarte important pentru mine, și am făcut vizita medicală acolo, la Moscova, înainte să semnez contractul, și cei de acolo mi-au zis că am probleme foarte grave de inimă. Și vă dați seama ce șoc a fost asta pentru mine. Să mă trezesc la 30 de ani, n-am avut probleme niciodată cu inima, și la 30 de ani, chiar înainte să semnez cel mai important contract din viața mea, să fiu diagnosticat cu probleme de inimă. Și țin minte exact ce mi-a zis doctorul atunci. Mi-a zis: George, nu e vorba că nu mai poți să joci fotbal, dar îți este pusă viața în pericol practic în fiecare zi. A fost un șoc foarte mare pentru mine și plângând am sunat-o pe soție și am sunat pe urmă impresarii, care erau niște băieți foarte, foarte, niște prieteni foarte apropiați ai mei din Republica Moldova. Și ei au venit cu ideea: George, ok, noi sponsorizăm toate cheltuielile, mergi la München, unde este o clinică specializată, o clinică sportivă,
una dintre cele mai bune din lume și îți faci acolo analizele. Dacă ăia ne spun că ai probleme, o să ne dea și niște tratamente, să știm ce facem. Dacă ei, în schimb, o să zică că nu ai probleme, atunci parafa lor practic depășește orice instituție din Rusia. Era practic o parafă internațională, valabilă la nivel internațional. Și țin minte că am luat avionul de la Cluj și înspre Germania, era un băiat în aeroport, foarte interesantă povestea, mi-a sărit în ochi din prima, era bine îmbrăcat, foarte la modă, foarte fashion. Și mi-a sărit în ochi. Am urcat în avion, stătea la două rânduri în fața mea, ambii stăteam la culoarul din mijloc și a început să citească o carte și avea un marker în mână și sublinia și citea. Și mie mi-a plăcut mereu să citesc. Să vii să fie domnul, cred că asta m-a ajutat să stau foarte mult și în cuvânt. Mi-a plăcut mereu să citesc și băiatul ăsta mi-a trezit o curiozitate imensă. La sfârșitul călătoriei l-am rugat să-mi dea și mie cartea, să-i fac o poză cu telefonul, să mi-o comand și eu ulterior, să mi-o cumpăr și eu. Și mi-a zis, e pentru tine. Zic, păi cum e pentru mine? Zice, așa, pentru tine, e cadou pentru tine. Zic, nu pot să accept, îmi pare rău. Zice, Domnul mi-a vorbit, e pentru tine. Eram oarecum, ok, Domnul, care Domn? N-aveam nicio treabă cu chestiile astea. Și după ce am coborât din avion, era autobuzul care ne ducea de la avion până la clădirea aeroportului. Și am fost foarte curios. Și m-am dus la el și l-am întrebat. Poți să-mi dai niște detalii, te rog frumos, să înțeleg și eu ce se întâmplă? Zice, da, când am urcat în avion, m-am așezat. Aveam părul lung așa și creț în perioada aia. Și zice, te-am observat și eu pe tine. Geacă de piele. Fotbaliști, exact. Și zice, m-am așezat și mi-a vorbit Duhul Sfânt și mi-a zis că cartea asta trebuie să ajungă la băiatul ăla creț cu părul lung. Și zicea, nu eram convins că e Duhul Sfânt sau o imaginație de-a mea. Și am zis, Doamne, dacă chiar vrei să ajungă cartea asta la băiatul ăla, ce să-mi o ceară. Vă dați seama că eu când am aterizat, i-am cerut cartea să-i fac o poză. Dar practic asta a fost confirmarea perfectă pentru el, de la Dumnezeu, că acea carte trebuie să ajungă la mine. Și acea carte se numește Eliberare Biblică. Este scrisă de Derek Prince, un autor creștin, probabil ați auzit de el. Și ulterior, anul trecut, păstorul Fănel Șerban, de la Biserica Punctul Zero din Brașov, care cred că este, nu știu exact cum se numește, director la Derek Prince Ministries, sau nu știu exact cum se numește funcția pe care o deține, ideea este că el împreună cu soția lui au tradus foarte, foarte multe cărți ale lui Derek Prince și a venit să vorbească la noi la biserică, la Eclesia, și după predica lui am avut ocazia să stăm la o părtășie și am povestit și lui întâmplarea asta când am auzit că are o editură care traduce autori creștini. Și după 3 zile mi-a trimis un pachet mare cu toate cărțile lui Derek Prince și am devorat deja multe dintre ele. Și asta m-a făcut și mai mult să-L cunosc pe Dumnezeu, m-a făcut și mai mult să vreau o relație personală de dragoste cu Dumnezeu. Pentru că eu sunt convins că El asta vrea de la noi, de la fiecare. Și asta caută la noi la fi și de asta ne alege, pentru a avea o relație personală. Și de asta îmi pare bine că am reușit să vin și aici la voi, la o biserică creștină autonomă, pentru că eu nu cred că Dumnezeu vrea de la noi religii și doctrine,
ci vrea într-adevăr o relație personală directă pe care să o avem cu El. Da, hai să ne spui mai departe, cum ai ajuns prima dată într-o biserică? După ce ne-am întors la Cluj, după întâmplarea asta cu cartea, ne-am întors la Cluj 2017, împreună cu familia. În 2017 s-a născut al treilea nostru copil și oarecum simțeam un gol, deși aveam totul din punct de vedere material și pe plan personal, aveam deja al treilea copil, mulțumim lui Dumnezeu, toți suntem bine, toți suntem sănătoși și aveam tot ceea ce ne trebuia. Simțeam totuși un gol în inimă, în suflet, simțeam că nu-mi găsesc locul, simțeam că există ceva mai mult și am început să îl caut mai tare pe Dumnezeu. Înainte de asta, în 2016 sau cred că în 2017, am devenit și vegetarian și oarecum mi-am detoxifiat puțin corpul și în același timp și mintea. Și cred că ăsta a fost unul dintre pașii pe care Dumnezeu a vrut să îi fac. Și am început să-L caut mai mult și mai mult pe Dumnezeu și am început să îl caut în religii, pentru că în perioada aceea doar asta știam. Eu m-am născut ortodox, eram nepracticant și eu și părinții mei, dar m-am hotărât să mă duc la Muntele Atos și să-L caut pe Dumnezeu și acolo. Și într-adevăr am avut niște experiențe plăcute. Sunt oameni ai lui Dumnezeu și în alte religii. Nu pot să neg chestia asta și nu o să o fac niciodată. Am avut și acolo niște experiențe și ulterior, după ce m-am întors de acolo, am început să-L caut pe Dumnezeu și în altfel de religii. Am început să fac yoga, m-am dus la șamani, m-am dus la bioenergeticieni, m-am dus la spiritiști, pentru că eu îl vedeam pe Dumnezeu ca și cineva pe care pot să găsesc în orice religie. Și nu știu, doar El știe dacă poate să fie găsit în orice religie. Dar nu l-am găsit în niciuna dintre acele locuri în care l-am căutat. Și ulterior, citindu-l și pe Derek Prince și având și mai multe conversații cu mai mulți păstori, mi-am dat seama de fapt cât de binecuvântat am fost și cât de păzit am fost de Dumnezeu, chiar și în momentele acelea, pentru că lucruri mult mai urâte, mult mai nasoale mi se puteau întâmpla. Am recitit cartea Eliberare Biblică și mi-am dat seama de câte duhuri rele puteau să se apropie de mine sau chiar să își facă intrarea și eu nu știam foarte multe despre duhuri, nu știam foarte multe despre... Eram pe din afară. Mă gândeam că atâta timp cât eu nu-l supăr pe diavolul, nici el n-are treabă cu mine. Cam asta gândeam eu despre diavol în perioada aia. Dar ușor, ușor, în căutarea mea, Dumnezeu m-a călăuzit și mi-a arătat drumul oarecum și într-adevăr Dumnezeu lucrează prin oameni și fără să-L cunosc pe Vasi, ne duceam cu copiii noștri, cu băieții noștri la fotbal, locuim în același cartier, dar nu ne cunoșteam. Și ne-am tot văzut pe la antrenamente, prin trafic și la un moment dat fratele Vasi mi-a lansat o invitație să ne vedem la o cafea cu soțiile, ne-am văzut la o cafea, pe urmă la a doua, a venit invitația să mergem la biserică și el a lucrat foarte blând, foarte înțelept, pentru că probabil dacă m-ar fi chemat din prima ar fi primit un nu categoric. Și după prima experiență la Biserica Eclesia din Cluj, sincer să fiu, m-am gândit cam pueril, adică la câte cărți am citit eu, melodii din astea scriu 5 într-o zi dacă vreau. Mă consideram un
intelectual, un filozof deja, un om desăvârșit oarecum, nu neapărat desăvârșit, dar foarte avansat din punct de vedere intelectual. Aveam o aroganță, o mândrie aparte și tot așa vreo 3 luni n-am mai, frate Papi, ce ziceai și de vreo 3 luni n-am mai fost. Ulterior a mai venit odată invitația și tot de rușine am acceptat de bun simț, așa. Dar Dumnezeu a început să lucreze și a început să lucreze la inima mea prin închinarea care era la biserica noastră, prin melodiile. Și pentru că aveam tendința să fiu foarte, foarte atent mereu. Asta mi se întâmpla încă din perioada când eram copil la școală, eram foarte atent la ore și nu mai trebuia să învăț, că știam lecția de la ore. Și de aia și aveam note bune. Și eram foarte atent și la ce se întâmplă în biserică și eram foarte atent la versurile cântărilor din închinare. Și exact cum ai scos tu în evidență mai înainte, Daniel, versurile astea te pătrund. Te pătrund dacă ești atent. Domnul te învață și din cântări. Lucrează și prin cântări. Și într-adevăr m-au pătruns la început și am simțit la un moment dat, după 2 sau 3 vizite la biserică, un val de bucurie. Au început să-mi curgă lacrimi, să plâng, dar era un plâns din ăla de bucurie, simțeam așa. Da. Duhul Sfânt a lucrat în viața noastră și după vreun an, după ce am început să mergem la biserică, ne-am hotărât să ne botezăm. Și în 10 iulie anul trecut, 2022, ne-am botezat împreună și eu și soția și aș vrea să vă spun, o să mă ridic puțin, când am ieșit din apa botezului, vă rog să mă credeți, am și o poză pe telefon. Împreună, 2 copii ai lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Da. Fratele păstor Virgil Dan, păstorul Bisericii Eclesia, unde fratele George e membru și s-a botezat, e fratele păstor care este vicepreședinte în FEBECAR, la noi în federație, a fost la noi la biserică, un om special, un om binecuvântat. Ne bucurăm pentru, mă bucur pentru fratele Virgil că are un om ca tine acolo în biserică și ca și Vasile și ca și toți care sunteți parte în Biserica Eclesia, am pe inimă și dorința, frate Virgil, să ajung la Biserica Eclesia. Amin.
Amin. Haideți să trecem mai departe, timpul și trece repede. Nu vreau nici să ne grăbim, dar vreau să amintim cel puțin două lucruri frumoase pe care eu le știu din mărturia ta. Am auzit o mărturie a ta cu o experiență în Italia, la schi. Da, am avut, după ce m-am întors la Domnul, am avut o perioadă destul de seacă, aș spune eu, pentru că începusem să citesc foarte mult, în special cărțile lui Derek Prince, și am citit despre Duhul Sfânt, despre darurile Duhului Sfânt, despre manifestări. Și eu oarecum nu simțeam nimic. Poate m-am grăbit. Poate nu eram destul de, știu eu, experimentat în ale credinței. Deși văd foarte clar că Dumnezeu nu caută nici oameni experimentați, nu caută nici oameni speciali, ne caută pe fiecare dintre noi și atâta timp cât răspunsul nostru este da, El ne poate arăta toate darurile Lui și Duhul Sfânt se poate manifesta într-un fel pe care, de care noi nici nu ne-am fi putut imagina prin noi. Și am fost în luna ianuarie, am fost la schi în Italia împreună cu familia. Stăteam la un hotel care avea și o zonă de relaxare, de spa, și la un moment dat, într-una dintre seri, stăteam într-un bazin cu apă caldă acolo în zona de relaxare și nu era nimeni în jurul meu și am început să mă rog. Și am început să mă rog în Duhul și am zis lui Dumnezeu, Doamne, nu mi-a arătat niciodată până acum că Tu existi într-adevăr. Dacă Tu existi într-adevăr, vreau să mă rog și eu pentru cineva să se vindece. Vreau să mă rog și eu pentru o vindecare. Și rugându-mă, la un moment dat am auzit o voce, nu era o voce exterioară, ci una interioară, care mi-a zis, un bărbat, 35 de ani, care a avut piciorul rupt și îl doare umărul. Și trebuia oarecum să mă rog pentru umărul lui. Asta am simțit eu. Și mi-am deschis ochii, n-am văzut pe nimeni în jur. Am zis, mă gândeam, era doar o imaginație de-a mea. Dar în seara aceea a venit un băiat la mine, la masă, stătea în același hotel cu noi și m-a recunoscut. Mi-a zis, tu ești Florescu ăla de la așa, fotbalistul, da. Ok, super, nu vrei să schiem împreună mâine? Da, cum să nu. A doua zi ne-am dus pe pârtie și în timp ce l-așteptam a venit și mi-am dat seama, am făcut legătura. Zic, oare să fie ăsta băiatul despre care mi-a fost arătat aseară? Da. Și l-am întrebat, nu te supăra, ai 35 de ani? Da. Zic, ai avut cumva piciorul rupt? Zice, da, în mai multe locuri și eu am jucat fotbal. Și zic, te doare cumva umărul? Zice, umărul nu neapărat umărul, zice, dar clavicula. Zic, bine, e același lucru, adică noi când ne doare clavicula, zicem că ne doare umărul. Cel puțin noi ardelenii. Băiatul era din București și l-am întrebat, zic, de unde crezi că aș fi putut să am informațiile astea despre tine? Și a zis, nu știu, te-ai uitat pe Facebook sau? Zic, hai mă să fim serioși, zic, știu numele mic, știam că îl cheamă Bogdan și zic, crezi că eu am venit în vacanță în Italia să stau pe Facebook, să mă uit, să caut nu știu ce oameni, să văd ce probleme au? Zic, da, ți-ai scris pe Facebook, ai problemele astea? Zice, păi nu, dar știu eu, poate mai cunoști ceva prieteni de-ai mei. Zic, hai că e prea mult, zic, fii atent. Poți să mă consideri cum vrei tu, nebun sau cum vrei tu. Zic, Domnul mi-a vorbit aseară să mă rog pentru tine, pentru umărul tău. Zic, vrei să mă rog? Și oarecum l-am văzut că se făstăcește, l-am văzut că e destul de reticent față de propunerea mea și n-am mai insistat. Am zis ok, nu e nicio problemă, poate nu-i momentul acum aici, pe pârtie, poate e momentul diseară la hotel. Ulterior n-am mai întâlnit prin hotel de 2-3 ori, dar mereu parcă evita
contactul ăsta. L-am mai întrebat odată dacă n-ar vrea să mă rog și oarecum a amânat pe mai târziu și atunci n-am mai zis nimic. Dar pentru mine a fost un semn destul de clar că Dumnezeu vrea să lucreze prin mine și a vrut să mă vadă și la lucru și mi-a dat un cuvânt, mi-a dat ceea ce am cerut. Și probabil că a vrut să vadă dacă într-adevăr acționez sau nu. Dar mai am și alte experiențe și una dintre ele, țin neapărat cu să... biserica? Nu cu biserica, da? Cu maica mea. Da? Ok. Da. Că mi-am notat în biserică cu fata din Moldova. Da, pot să vorbesc și despre aia, dar cred, da, că, vrei, cu mami, okay. Cred că asta e mult, mult mai importantă. Mama mea a început și ea să vină cu noi la biserică după ce ne-am botezat, deși înainte nu avea, refuzat total să vină la biserică. Și era o fumătoare înrăită, în sensul că ori de câte ori îi ziceam, mama, te rog, nu mai fuma, sau aveam discuții despre fumat, îmi zicea, George, să știi că eu nu că nu pot să mă las, eu nu vreau să mă las. Adică mi-e atât de mult îmi place să fumez, încât nu vreau să mă las. Poți să-mi zici tu orice. Și de multe ori am amenințat-o că nu îi mai las pe copii să meargă la ea. Și oricum nu s-a lăsat. Și într-una dintre seri, acum recent, în perioada de iarnă, ne rugam la biserică și am avut... După întâmplarea din Italia, am avut o vedenie cu maică mea. Avea o gură mare de tot, cât de mare putem să o căscăm, și multe țigări aprinse de diferite dimensiuni. Și era un fum imens. Era totul cenușiu. Era într-un lan de grâu sau într-un lan de iarbă până la brâu. Era galben, uscat. Și la un moment dat le-a scuipat sau le-a luat cu mâna și le-a aruncat. Asta nu mai țin minte exact procedeul. Și totul s-a înverzit dintr-o dată. Cerul s-a făcut senin, nu mai era nimic cenușiu. Lanul ăla era verde complet. Și o frumusețe. Parcă se vedea parcă și o pădure deja în spatele ei. Și după o lună, păstorul Virgil a făcut un pelerinaj cu biserica în Israel și mama mea, după ce a fumat o țigară în Israel, era în vizită la râul Iordan, s-a dus la păstor și a zis, Virgil, vreau să mă botez astăzi, aici, în râul Iordan. Și de atunci n-am mai fumat. Slăvit să fie Domnul. Și oarecum pentru mine mi-a luat o piatră de pe inimă atât de mare. Pentru că știam că fumatul, mai ales așa cum îl folosea ea, nu o să o ducă unde trebuie. Și are 4 nepoți deja și al 5-lea vine. Mai am o nepoțică și eu, fetița lui sormea, și ar fi păcat să plece prea devreme dintre noi, cum s-a întâmplat în cazul lui tata, care la 60 de ani s-a dus, sper că la Domnul, pentru că făcea abuzuri și excese de alcool și de țigări și de mâncăruri nesănătoase. Și oricât i-aș fi povestit eu în perioada aia, intra pe aici și ieșea pe aici, probabil, cum se întâmplă în multe cazuri cu oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, atunci când noi mergem să vorbim cu ei despre Iisus Hristos și despre viața veșnică. Sora ta se întoarce la Domnul? Sora mea încă nu, a început și ea să frecventeze biserica, să vină împreună cu noi la biserică, încă nu s-a botezat.
mă rog ca Domnul să lucreze și în viața ei, mă rog ca Domnul să o atingă, să atingă mintea, să atingă inima, să o lumineze și pe ea din punctul ăsta de vedere. Și sper ca în cel mai scurt timp să o am ca dublă soră. Amin, amin. Soră de naștere, soră, soră din carne și soră în Iisus Hristos. Amin, amin, amin. Așa cum ne-ai spus, faci parte din Biserica Eclesia. Dacă ai proiecte în viitor, în lucrarea Domnului, ce planuri ai, ce vrei să faci, cum vrei să te implici în slujire, la ce te-ai gândit, ce ai dori înaintea Domnului să faci? Pentru că o dorință Domnul ți-o împlinește ușor, de a te ruga pentru oameni. Ți-a descoperit în Italia despre acea persoană? Domnul acolo ți-a dovedit că dorința ta a ajuns înaintea lui și el cu adevărat ți-a vorbit și ți-a demonstrat că lui pasă de ceea ce tu dorești. Ca slujire, ce proiecte ai pe viitor? Pentru că, oricum, Domnul ne cere să lucrăm acolo unde El ne-a așezat. Fiecare dintre noi suntem așezați pe o scară ierarhică în societate, alții la un nivel mai înalt, alții la un nivel mai jos, dar cred că fiecare dintre noi, acolo unde Domnul ne-a așezat, vrea să lucreze prin noi. Dacă te-ai așezat într-un cadru fotbalistic, Domnul vrea să le vorbești fotbaliștilor, celor din jurul acestui sport. Și cred că deja Domnul te pregătește într-o direcție specială. Amin. Domnul vrea să lucreze prin noi. Într-adevăr, anul ăsta am început un curs, experiență cu Dumnezeu la noi la biserică, cu pastorul Virgil, și acolo am învățat mult mai mult despre ce înseamnă ca Dumnezeu să lucreze prin noi. Și mi-am dat seama că e foarte ușor să lași pe Dumnezeu să lucreze prin tine. Trebuie doar să fii atent unde lucrează El deja în jurul tău. Să stai și să observi. Credeți că sunt puțini oameni care au nevoie de ajutor? Credeți că sunt puțini oameni care au nevoie de Hristos în viața lor? Sunt mulți. Credeți că secerișul nu e mare? Credeți că nu e nevoie de secerători? Aleluia! Deci Dumnezeu vrea să lucreze prin noi, prin toți, nu doar prin mine, nu doar prin Daniel. Vrea să lucreze prin noi, prin toți. Și acolo unde suntem, cred că e oportunitatea perfectă pe care o avem fiecare dintre noi, să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Acolo unde suntem, la locul nostru de muncă, pe stradă, în stația de autobuz sau la supermarket. Dumnezeu vrea să lucreze, Dumnezeu vrea și ne trimite, Marcu 16, mergeți și propovăduiți Evanghelia mea la orice făptură. Și cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Aleluia. Și cine nu va crede, oare ce vrem noi? Vrem ca neamurile noastre, ca prietenii noștri apropiați, să fie mântuiți? Sau să fie osândiți? Vrem să fie mântuiți. Este de datoria noastră a fiecăruia dintre noi să mergem și să propovăduim numele lui Iisus Hristos în locul în care Dumnezeu ne-a pus pentru moment. Pentru că simt că El poate să ne schimbe locul de muncă sau destinul în funcție de unde are El nevoie de noi. Exact cum s-a întâmplat în cazul tău, Daniel. Ai zis că te-a luat de la fotbal și te-a dus să faci lucrarea lui. Poate să facă asta. Dar atâta timp cât noi îl cunoaștem, avem obligația, avem datoria să lăsăm să lucreze prin noi, acolo unde suntem în momentul respectiv. Eu cred că Dumnezeu vrea să vadă în noi disponibilitate. În momentul când noi alegem să fim disponibili pentru El, El se va
apropiat de noi, ne va învăța, ne va vorbi, ne va spune ce trebuie să facem și cu adevărat acolo unde ajungem și unde Domnul ne-a așezat, Domnul nu vrea mai mult, nici mai puțin decât să fim purtători de slava Lui. Amin? Amin. Mă rog ca Domnul să facă din noi, din toți, cei prezenți, cei care n-au ajuns, cei care poate ne urmăresc pe internet, cu adevărat să facă dintre noi, din noi, Domnul, oameni mântuiți și purtători de slava Lui. Amin. Amin. George, în final, câteva gânduri, dacă ai pentru noi, pentru... Poate ai gânduri pentru generația tânără. Ce ai putea să-i transmiți generației tinere care în vremea asta se confruntă ca tineri cu tot felul de provocări? Aș vrea să le transmit că Domnul poate să elibereze. Amin. Domnul poate să elibereze. Știu că generația tânără trece acum prin diferite ispite pe care poate noi, cei mai în vârstă, nu le-am avut când eram de vârsta lor. Se promovează atât de mult la scară largă în ziua de astăzi pornografia și sexualitatea și am văzut că foarte mulți se feresc să vorbească în biserici de subiectele astea. Nu sunt niște subiecte tabu, sunt niște subiecte reale pe care noi ca și părinți de copii și de adolescenți avem obligația să le vorbim cu ei acasă. Și cred că unul dintre momentele pe care le-am simțit de când m-am întors la Hristos a fost această eliberare. Am participat la o conferință de bărbați la Ogna Mureș cu fratele Mihai Decean și acolo a venit Irinel de la Timișoara. Ai fost acolo atunci? Da. Și eu am fost. Și a avut o mărturie și el. Și după mărturia asta m-am dus în față plângând în hohote și acolo cred că mi-am predat viața cu adevărat lui Hristos. Acolo cred că s-a întâmplat într-adevăr o eliberare mare în viața mea, mare de tot. Acolo am scăpat de masturbare și de pornografie. Și cred că dacă Dumnezeu a putut să mă scape pe mine, poate să scape pe oricine. Și nu doar de asta. Dumnezeu a scăpat-o pe mama de viciul țigărilor. Poate să scape pe oricine. Câți nu sunt care au scăpat de alte vicii mult mai grave? Câți nu sunt care au simțit vindecări miraculoase? Slăvit să fie Domnul! Cred că Dumnezeu poate să ne elibereze și cred că unul dintre mesajele pentru generația asta tânără este ca ei să se deschidă la eliberările pe care Dumnezeu vrea să le ofere, să nu se lase târâți în capcanele diavolului și blocați, să mărturisească, să se mărturisească unii altora, mai ales cei creștini, și să caute ajutor, de ce nu? Să aibă curajul, să aibă îndrăzneala, să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, eu nu pot, nu pot, eu, carnea mea nu poate, dar Tu poți, Doamne. Aleluia. Și Tu o să o faci. Slavă Domnului. Cum ai făcut-o pentru alții, o să o faci și pentru mine. Slăvit să fie Domnul. Nu m-am propus să finalizăm în felul acesta, dar în direcția aceasta cu tinerii vorbisem cu Darius, care el e lider de tineret al bisericii noastre și vrem să începem serie de tineret în locul acesta și în 5 mai avem prima întâlnire de tineret în locul acesta pentru că vrem să, atât că Dumnezeu ne va binecuvânta cu înțelepciune, cu putere, vrem să intrăm și în această zonă în a ne ocupa de tineri, de a transmite un mesaj tinerilor și în data de 5 mai, vinerea seara la orele 19, vom avea prima seară de tineret, va fi împreună cu noi Beni Palincaș de la Timișoara și aș vrea să finalizăm timpul acesta de părtășie făcând cu toții o rugăciune în direcția tinerilor. Cred că tinerii au nevoie de sprijin și în primul rând putem să-i sprijinim în rugăciune.
Cei care am trecut de tinerețe, și George aici un exemplu între noi, care a avut o viață extraordinară, dar în permanență nu s-a depărtat de Domnul, sunt tineri care probabil o trăiesc tot așa, dar sunt tineri care în vremea aceasta ar vrea să se elibereze, să scape și nu pot. Acești oameni au nevoie de rugăciune, de mijlocire, rugăciune. Până vom ajunge să stăm de vorbă cu ei, să-i găsim, au nevoie de rugăciune. Și aș vrea să finalizăm timpul acesta, mulțumim Domnului pentru timpul acesta de părtășie, și să începem această rugăciune pentru tineri, pentru cei care încă nu-L cunosc pe Domnul. Cum obișnuim să rostim din locul acesta, prin credință trimitem un cuvânt de izbăvire din locul acesta, peste toată zona Alejdului, peste toată zona aceasta de la Oradea până la Cluj, Valea Creșului repede. Ne rugăm ca Dumnezeu să așeze El mântuirea Lui pe zona aceasta. Fraților, când noi vom fi uniți în rugăciune, Dumnezeu va lucra. Când vom fi uniți în părtășie, când vom fi uniți unii cu alții, cerând Domnului un lucru, cereți orice veți vrea și Domnul vă va da. Noi cerem prin credință lucrul acesta, ca Domnul să intervină în direcția aceasta a tinerilor și în special a celor nemântuiți. Credem că Dumnezeu are putere. Și apoi, în finalul rugăciunii, vreau să ne rugăm cu toții pentru George, pentru familia lui, pentru Vasile, pentru familia lui, și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cred că Dumnezeu cu tine, George, are un plan special, pentru că noi privim doar marea lui bunătate de a ne chema la mântuire. Dar lucrarea lui Dumnezeu cu noi nu se oprește doar la acel moment când l-ai primit pe Domnul în inima ta, ai făcut botezul și cam atât. De atunci începe lucrarea Domnului prin noi în societate. Și dacă mă rog ceva, mă rog ca Dumnezeu să te folosească la un nivel extraordinar. Dumnezeu să te binecuvinteze cu înțelepciune și să acționezi acolo unde Domnul îți vorbește să acționezi, cu îndrăzneală să acționezi. Asta este valabil pentru George, pentru că ne bucurăm că este cu noi, dar este valabil pentru noi, pentru fiecare. Vreau să finalizăm timpul acesta, cum am spus, să ne ridicăm pe picioare cu toții și să intrăm în această rugăciune de mijlocire pentru tineri. Și partea a doua a rugăciunii, cum am spus, să mijlocim pentru George, pentru familia lui, pentru lucrarea la care Domnul îl cheamă în vremea aceasta, pentru fratele Vasile, care are o lucrare extraordinară de a răspândi cuvântul Domnului pe străzi, în stația de autobuz și unde Domnul călăuzește. Lucrul acesta, Domnul, cum am spus, o poate face cu mine, o poate face cu noi, cu fiecare, de aceea trebuie să înțelegem chemarea. Haideți cu toții, intrăm în această rugăciune și cred din toată inima că seara aceasta Dumnezeu ascultă rugăciunea noastră. Amin. Tată, stăm înaintea Ta și îți mulțumim frumos pentru momentele acestea de părtășie din locul acesta. Doamne, îți mulțumim pentru că în discuția noastră, Doamne, și mărturia fratelui George, care a adus înaintea noastră, spunând despre viața lui, am înțeles, Doamne, încă o dată cât de mult și cât de mare nevoie este de a mijloci rugăciune pentru generația tânără. Doamne, mă rog în numele lui Iisus, binecuvintează tineretul din vremea aceasta. Doamne, mă rog, binecuvintează partea tânără a orașului Alejdi, al Vălii Creșului, Doamne, care cei care locuiesc pe valea aceasta a Creșului repede. Doamne, mă rog în numele lui Iisus, binecuvintează-i Tu, Doamne, cu minte înțeleaptă, cu pricepere, cu o dorință de a Te căuta mai mult pe Tine, pentru că cei care Te caută pe Tine Te găsesc, pentru că Tu ești un Dumnezeu care vrei să Te descoperi tuturor acelora care Te cheamă în vremea aceasta. Doamne, mă rog, așează mântuirea Ta, Doamne. Doamne, așează, Doamne, un duh de înțelepciune pentru cei care vin cu inimă sinceră înaintea Ta, punându-și întrebări cu privire la viața lor. Tu ești Cel care vrei, Doamne, să le vorbești în dragoste. De aceea mă rog, Doamne, lucrează Tu, Doamne, în planul Tău măreț și cred că o vei face. Doamne, mă rog pentru familia lui George, Doamne, și îți mulțumesc pentru el în special, că după masa aceasta am avut această bucurie de a fi împreună la acest timp de părtășie. Doamne, binecuvintează-l Tu, Doamne. Știu, Doamne, că lucrarea lui de-abia acum începe în via Ta. De aceea mă rog, binecuvintă-l Tu cu protecția Ta, cu sănătate, cu putere, Duhul Tău cel Sfânt.
te rog să-L lași peste el o ungere proaspătă, Doamne. Și acolo unde Tu l-ai așezat, Doamne, fă-L să lumineze într-un mod special. Slava Ta într-un mod special să o alegi peste el, Doamne. Și, Doamne, să fie o voce a Ta, o voce a cerului, Doamne. Și îți mulțumesc că o vei face. Binecuvintează-i familia, copilașii, copilașul care este înainte de a se naște, Doamne. Binecuvintează-l Tu, Doamne, pântecul mamei lui. Și cred, Doamne, din toată inima că o vei face. Doamne, binecuvintează pe Vasile, familia lui, lucrarea la care Tu l-ai chemat. Fii cu el în fiecare zi, Doamne. Fii, Doamne, cu noi, cu Biserica Betleem, fii cu Biserica Eclesia din Cluj. Și, Doamne, fii cu toate bisericile de pe Valea Crișului, din județul Bihor, Cluj și din toată România. Binecuvintează-ne pe toți în unitate, Doamne, și când cu poporul Tău își va ridica glasurile către Tine, în numele lui Iisus, Tu din cerul Tău preanalt, să ne asculți rugăciunile, Doamne, să ne asculți cererile înaintea Ta, Doamne, și, Doamne, ceea ce vom răspunde, Doamne, ce vom vorbi, ce vom rosti, Doamne, în numele lui Iisus, Tu să ne asculți, pentru că Tu ești Domnul. De aceea îți mulțumesc anticipat pentru ceea ce Tu vei face cu noi, prin noi. Doamne, pentru momentul acesta de despărțire îți mulțumesc frumos. Fii cu noi, cu fiecare. Fii cu noi la despărțire, călătorești spre casele noastre. Lasă binecuvântarea Ta să ne însoțească în continuare, Doamne. Fii cu toți cei, Doamne, care vor călători mai de-aproape, mai îndepărte, Doamne. Știu că mâna Ta ne va călăuzi. Știu că Tu vei fi cu noi peste norul de noapte. Vei fi cu noi în săptămâna care ne stă înainte. Știu, Doamne, că ne-ai ales să fim ai Tăi, Doamne. Și cât timp ne vei binecuvânta pe pământul acesta. Doamne, mă mai rog ceva. Tot ce Tu ne-ai dat, tot ce Tu ne-ai dăruit, familii, copii, Doamne, mă rog ca niciunul să nu se piardă. Doamne, mă rog ca niciunul din familiile noastre lărgite să nu se piardă, ci mă rog, Doamne, Tu să pătrunzi cu puterea Ta de Dumnezeu. Noi de aici, din Biserica Betleem, trimitem un cuvânt de izbăvire, de mântuire, de pace, de liniște, de vindecare în numele lui Iisus. Și cred, Tată, cred că Tu astăzi ești aici cu noi și ne asculți rugăciunea. Îți mulțumim, anticipăm vremuri binecuvântate, lucruri noi și îți mulțumim pentru tot ce ai făcut. Faci și vei face cu noi și prin noi, în numele lui Iisus. Aleluia! Amin! Amin! Haideți să ocupăm locurile. George, mulțumim frumos Domnului, în primul rând, ție, că ai decis să fii cu noi la acest timp de părtășie. Cred că multe inimi au înțeles și mulți oameni au înțeles dragostea lui Dumnezeu. Dar mai mult de atât, cred că mulți oameni au înțeles că Domnul se lasă descoperit celor ce-L caută, celor care vă doresc să-L cunoască mai mult pe Domnul. De aceea mă rog ca Domnul să te binecuvinteze. Cred din toată inima și am simțit și când ne-am rugat că Domnul vrea să te folosească la un nivel înalt. Nu știu unde vei ajunge, dar mă rog în numele Domnului să așeze Domnul peste tine un duh de îndrăzneală. Să nu te uiți la oameni din prisma oamenilor. Să te uiți la oameni din prisma Domnului. Știți că înaintea Domnului toți suntem egali. El a murit și a plătit același preț și pentru mine și pentru domnul președinte sau domnul senator. De aceea mă rog că acolo unde vei ajunge, Domnul să lase peste în dudă îndrăzneală, să le vorbești oamenii despre dragostea Lui. Noi aruncăm o sămânță, dar cel ce face să crească este Domnul. Mulțumitor, Domnule, pentru George, pentru fratele Vasile, Papi, Alin, Mircea, toți cei care ați găsit bine, Cristi, Domnul să te binecuvinteze cu soția ta și toți cei care ați găsit bine să fiți cu noi, vă binecuvântăm, vă iubim, vă mai așteptăm la părtășile bisericii, pe toți cei prezenți, pe toți cei care ne-ați urmărit pe internet. Încredeți-vă în Domnul și El va lucra. Amin? Ne salutăm, ne binecuvântăm.